a Sfântului Apostol Pavel, citire. Rugăm aminte, fraților, vă fac cunoscut că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om, pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci ați auzit despre purtarea mea de altă dată într-un iudaism, că prigoneam peste măsură biserica lui Dumnezeu și o pustiam. Și spoream în iudaism mai mult decât mulți dintre cei care erau de vârsta mea, în neamul meu, fiind mult râvitor al datinelor mele părintești. Dar când a binevoit Dumnezeu, care m-a ales din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său să descopere pe Fiul său întru mine, pentru ca să binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup și de la sânge, nici nu m-am suit la Ierusalim, la apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia și m-am întors iarăși la Damas. Apoi, după 3 ani, m-am suit la Ierusalim ca să-l cunosc pe Chefa. Și am rămas la el 15 zile. Iar pe altul din apostol n-am văzut